Și o informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, este ședință de urgență la guvern. Partidul Social Democrat cere plafonarea prețurilor în domeniul energiei și în aceste momente se discută pe tema acestei propuneri. Xenia Croitoriu este în legătură directă cu noi și are mai multe informații despre această ședință. Xenia, te ascultăm. Bun găsit, Cătălina, bun găsit tuturor. Este o ședință de urgență în acest moment la guvern, așa cum spuneai și tu. Sunt prezenți acolo Paul Stănescu, premierul Nicolae Ciucă, dar și liderul social-democraților Marcel Ciolacu, discuții pe tema energiei, asta pentru că ar trebui luate în discuție situația plafonării prețurilor la energie, dat fiind faptul că în această perioadă prețurile, am văzut, sunt în continuă creștere și se caută soluții, mai ales pentru faptul că va veni perioada rece și facturile vor fi din ce în ce mai mari pentru toți românii, însă vom vedea până la urmă dacă vor reuși să convină asupra unei decizii, pentru că măsurile care ar trebui aplicate în țara noastră trebuie convenite cumva și la nivel european, nu doar la nivelul țării noastre. Este o ședință de urgență, așa cum spuneai și tu, nu este o ședință a coaliției, dar prin faptul că sunt doar cei trei lideri prezenți, așadar o ședință restrânsă, vom vedea dacă la finalul acestei ședințe vom avea vreo declarație din partea acestora, deși este puțin probabil să se întâmple acest lucru.